Bun, hai să vedem. Perseverez. Primul târg dintr-o asemenea serie de evenimente în care ideea este nu doar să aducem contribuțiile noastre, ci cu o anumită contribuție din partea noastră, în cadrul evenimentului este să multiplicăm contribuțiile noastre prin ceea ce se va întâmpla acolo. Și vedem imediat de la ce ne referim. Ne propunem să avem câteva categorii de, de Uh, elemente, ca să le zic așa, uh, ne propunem să vindem lucruri pe care noi nu le mai folosim. Lucruri pe care, uh, care sunt de calitate, care sunt bune, care, sunt, uh, care pot fi folositoare altcuiva și pe care le aducem la târg, le punem la dispoziție și le vindem. Acum, ideea este ca uh, produsele acestea folosite să uh, fie aduse la un Preț în așa fel încât omul, deci cumva gândirea noastră trebuie să fie, oamenii care vor veni la târg vor trebui să considere că e un câștig pentru ei faptul că au venit acolo, că au plătit banul respectiv și au luat un produs. Deci atunci noi trebuie să ne, să, să ne gândim să punem fie produse care sunt de foarte bună calitate, fie produse care poate nu mai au cea mai grozavă calitate sau calitatea pe care au avut-o la început, dar le ofer la un preț suficient de jos, încât omul să zică, păi, merită să dau banul ăsta, ca să obțin produsul ăsta, pentru că eu cred că produsul ăsta va fi de folos. Deci, cumva, invităm oamenii nu neapărat gândindu-se, va eu o să fiu un mare contributor la o cauză nobilă, cu toate că poate vor veni și unii așa, ci noi ne dorim să oferim oamenilor o experiență în care ei să, să considere că merită să vină și să cumpere sau să consume sau să. Achiziționeze ceva produse servicii pe care noi le vom oferi. Deci, o categorie va fi cea de bunuri folosite. O altă categorie va fi cea de bunuri noi. Și vom vedea cum facem acces la avem acces la acestea. Poate um, persoane care au activează într-o anumită zonă, de exemplu, deja avem un număr de produse de îmbrăcăminte noi, pe care o firmă deținute de uh, câțiva de, uh, de aici dintre noi, au le-au donat. Ceva de genul ăsta, da, sunt într-un domeniu de activitate, am anumite produse, eu pot să vin și să ofer produsele respective și să fie contribuția mea. Sau vom vedea. Sunt diferite moduri în care putem să gândim uh, partea aceasta. O altă categorie va fi cea de servicii. Poate unii nu, prin activitatea lor, nu uh, lucrează cu produse, dar lucrează cu servicii. Și atunci pot să-și ofere serviciile de-a lungul zilei respective, sau poate ne gândim noi eventual printr-un sistem de vouchere, în așa fel încât să contribuie cu um, know-how, cu capacitatea lor, cu da, resursele de alt soi decât cele uh, materiale, pentru a genera venituri la acest târg. Și uh, să văd dacă mi-a scăpat. Ah, foarte important, mâncare. Vom avea, de asemenea, de mâncare. Și asta e un alt mod în care putem contribui, fiecare să se gândească ce pot să aduc eu, ce pot să fac eu de mâncare, în așa fel încât să fie atractiv, să fie să, să, să merite um, cumpărarea uh, produsului pe care eu îl pregătesc de către cineva care vine la târg. Um, acum, felul în care ne putem implica, gând, uh, având în vedere ceea ce am spus, este fie Aducând produse. Dacă avem produse folosite, poate putem să contribuim acolo. Dacă avem un activăm într-o zonă în care avem acces și avem comercializăm asemenea produse, noi poate putem folosi respectivele produse. Dacă aveți servicii, de asemenea, puteți să le, să le folosiți. Dacă știți să gătiți, puteți să folosiți aceste abilități. Deci prin contribuția cu bunuri care vor fi. Vândute. Asta este o contribuție. O altă contribuție va fi voluntariat. Vom avea nevoie de fel de fel de lucruri de făcut în ziua respectivă. Așa că prezența noastră de-a lungul zilei în, în, în cadrul trgului și oferirea uh, timpului și energiei noastre va fi de asemenea uh, de mare folos. De asemenea, foarte, foarte, foarte important. Deci noi, noi încercăm să, să facem cea mai bună treabă în pregătirea cadrului produselor, serviciilor și tot, tuturor lucrurilor ăstora. Nu vom scoate prea multe parale dacă nu avem oameni care să vină să le cumpere. Așa că aș zice, maximă, maximă uh, importanță este felul în care vom promova uh, respectivul eveniment. Și mă gândesc la asta pe două felii. Mă gândesc pe de-o parte promovare uh, prin rețelele de sociale și asta este un punct uh, nevralgic, aș zice. Atunci când Uh, fac o paranteză. Atunci când uh, Tudor și echipa de la uh, de rețele sociale și așa mai departe, pregătesc materiale gândite fine, texte, uh, așa, formulate, uh, măiastru, puțin dintre noi, uh, câțiva dintre noi dăm like și unii se întâmplă să le dea și share. Like-ul înseamnă îmi place ceea ce am postat. Share înseamnă vreau ca și alți prietenei mei să vadă lucrul respectiv. Dar deci noi, noi nu știu exact care este cauza, nici nu contează acum. Noi nu suntem dintre cei care dăm uh, foarte ușor like și share. Ca acest târg să ajungă departe, va fi esențial ca să folosim cele două butoane pe care ne le oferă rețelele sociale de like și de share pentru că acest eveniment să ajungă prin online, la oameni care, cine știe, poate îl găsesc și. Acum se pregătește o întreagă campanie de cum anunțăm, ce anunțăm și așa mai departe. Deci vor fi mai multe asemenea elemente la care, dacă vrem să ajungă departe, va trebui să folosim ocazia asta. Un alt mod de a promova este să aducem oameni din prietenii noștri, din rude, din cunoscuți, din care ar putea să beneficieze, la care ne gândim, ar putea să beneficieze știind ce o să fie acolo, pentru că o să anunțăm ce va fi, o să încercăm să promovăm nu doar ideea, ci să promovăm cât mai concret în ce va consta. Să aducem oamenii acolo care ar putea să beneficieze, să, să cumpere, să. Din nou, ideea nu este că vrem să-i aducem în primul rând acolo ca să contribuie la o mare cauză, cu toate că putem folosi și varianta asta, ci, ci noi ce ne dorim este să oferim. Și să creăm un cadru fain, un cadru de calitate, un cadru în care oamenii chiar să merite să vină, pentru că este un deal bun pentru ei să achiziționeze produsele, serviciile, mâncarea și așa mai departe pe care le gândim acolo. Um, acum, știu de asemenea că există un soi de scepticism, așa, um, la ideea de târg. S -s -s, okay, sunt două categorii. Sunt fani și consumatori de târguri printre noi și sunt sceptici Vis-a-vis -vis de târguri și de pă, chestiile astea, nu prea merg la noi, nu prea merg la generație, nu prea merg la oraș, nu prea habar n -am. Foarte important. Știți, um, succesul unei unui demers de multe ori nu stă în faptul că demersul ăla este cel mai tare, ci în faptul că toată lumea se raliază în spatele lui și pune umărul la realizarea lui. O idee care nu este atât de grozavă poate să aibă un succes grozav dacă toată lumea pune umărul la realizare. ei. O idee grozavă nu va avea mare succes dacă toată lumea nu pune umărul la realizare. ei. Așa că ce vreau eu să spun aici este, indiferent în ce barcă ne aflăm, indiferent care ne este înclinația naturală vis-a-vis -vis de o asemenea chestie, vă invit să o puneți deoparte pentru o perioadă și să vă faceți disponibil să puneți umărul și să punem cu toții umărul la realizarea. Chestia este și facem evaluare după. Dacă după, zicem, băi, știți ceva, am, am făcut tot ce puteam să facem, am depus toate eforturile, ne-am pus la dispoziție, am contribuit, am șeruit, am laicuit like și așa mai departe, și parcă n am meritat, atunci o să reevaluăm dacă vom continua cu următoarele, uh, următoarele ediții ale târgului. Dar nu avem cum să facem o evaluare bună dacă nu punem toți osul la treabă pe toate fronturile astea. Așa că va cere ceva energie, va cere ceva efort din partea noastră, dar um, cred că va merita. Așa că notați-vă, vă rog, data și veți primi și invitația de a contribui și un formular în care să vă treceți elementele și așa mai departe. Așteptați-l că vine săptămâna asta. Cei care nu sunteți cu noi, veți urmări asta video, în așa fel încât informația să ajungă la toată lumea. Da? Deci, târg pe 9 octombrie, notați-vă data și așteptați în continuare informații de la echipa de organizare.